Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Astăzi fac o prezentare la parfumurile pe care eu le am în colecția mea din gama Angelman de la Thierry Mugler. Nu am foarte multe, doar 5. Sincer, intenționez să rămân la astea 5. Sunt curios doar de Pure Tonka, ultimul lansat, cum miroase, ce este în stare. Însă, deocamdată nu reușesc să pun mâna pe el și probabil că va mai trece ceva timp. Haideți să începem cu începutul. Angelman-ul, originalul, Pure Wood, Pure Energy sau Pure Shot, care este una și aceeași chestie, Ultra Zest și, bineînțeles, Pure Malt. Deci astea sunt cele pe care le am eu și pe care le folosesc. Unele le folosesc mai des, altele mai puțin, altele aproape deloc. Cel mai mult și cel mai mult îmi place și folosesc Pure Wood. Cred că se vede și după cantitatea de suc din sticlă lucrul ăsta. Este un parfum absolut senzațional. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun flanker din gama Amen de la Thierry Mugler. Miros absolut senzațional. Un parfum lemnos, bineînțeles, se numește Pure Wood, dar un miros incredibil. Un miros foarte plăcut, ușor dulceag, dar nu exagerat, cu o performanță foarte bună și un parfum pe care aleg să-l port întotdeauna la birou sau la evenimente mai deosebite din viață. Ăsta este Pure Wood, recomand să vi-l achiziționați. Originalul Angelman, după cum bine știți, ăsta este parfumul cu care eu nu mă prea împac. Nu știu, notele alea de tar de la interior mie îmi provoacă dureri de cap, mă irită. Este un parfum foarte greoi. Cei drept, contează foarte mult și anul timpul în care îl purtați. Eu nu recomand vara. O să-l testez inclusiv pe vreme rece. Probabil va fi mai purtabil, însă vara sau în orice alt anotimp când este cald afară, eu nu vă recomand să purtați ăsta. Dacă totuși vă încumetați, nu exagerați, maxim 2 jeturi, altfel muriți și voi și mor și cei din jurul vostru. Atât este de puternic. Performanță absolut spectaculoasă, 24 de ore garantate piele, proiecție senzațională, 7-8 ore, liniștit. Pure Shot sau Pure Energy? E bine, ăsta este cel mai unic parfum din toată gama Angelman, unic ca miros, dar și ca performanță, din păcate. Ca miros, miroase absolut senzațional, combinația aia dintre mentă, paciuli și lemnul de sequoia este absolut senzațională, mirosul este unic, din păcate performanța este jalnică. Este un parfum de piele. Îl simțiți pe piele minim 8 ore garantat, dar nu proiectează și drept urmare este foarte greu de sesizat. Însă mirosul este absolut senzațional. Recomand să-l încercați, este un parfum fresh de vară, recomandabil pentru zilele foarte, foarte călduroase, pentru că atunci își face treaba cel mai bine, atunci și proiectează de fapt. Însă, în restul timpului, dacă vreți un parfum excelent pentru birou, pentru ocazii formale, știu eu, o întâlnire cu iubita și așa mai departe, unde nu doriți să lăsați dâre de parfum după voi. Ultra Zest. Ăsta este parfumul care, așa cum am zis și în review-ul lui, îți creează senzația aia, sau mai bine zis, îți lasă gura apă. Exact asta ar fi descrierea acestui parfum. Este un parfum citric, un parfum fresh, un parfum de vară cu o notă de portocale roșii absolut senzațională. Performanță foarte, foarte bună. Eu pe pielea mea cel puțin scot minim 8 ore. Proiecție foarte bună de asemenea. Însă și ăsta conține o mică parte din nota aia de tar, de amărui, pe care o conține originalul Amen. Și din cauza asta vă recomand să aveți foarte mare grijă cât parfum
și preiați pe voi momentul în care îl folosiți. Ca miros este absolut senzațional, cum am zis, este un parfum fresh, citric, de vară, dar poate fi purtat și cu alte ocazii. Și nu în ultimul rând, legendarul, dacă vreți, super legenda, super VIP-ul, Pure Malt, cel mai lăudat parfum din gama Amen, mai lăudat chiar și decât Angel Man-ul original, lăudat în primul rând datorită mirosului. Și trebuie să spun că este un miros interesant, un miros foarte frumos. Este un parfum fructat, în același timp un parfum de tip buzi, alcoolic, și în același timp și un parfum lemnos. Mirosul este uluitor, este fantastic, miroase foarte, foarte frumos. Se manifestă diferit pe pielea oamenilor. Pe pielea mea se manifestă mai mult pe partea fructat alcoolică, dacă vreți, și mai puțin pe partea lemnoasă, oricât de mult mi-ar plăcea mie notele lemnoase. Asta nu înseamnă că nu le simt deloc, lemnul ăla de stejar chiar se simte, dar se simte puțin mai slab decât aș prefera eu. L-am încercat și pe pielea unui prieten și la el se simțea mai mult partea lemnoasă cu partea de note de whisky, de malt. Performanță excelentă. Deși aparent, sau cel puțin pe pielea mea, parfumul ăsta nu pare a avea o proiecție senzațională și o performanță extraordinară, în sensul în care l-are Amen-ul, în care l-are Ultra Zest-ul sau Pure Wood-ul. Este singurul parfum pe care eu îl simt și după 24 de ore de aplicare, îl simt la nivelul pielii mai puternic decât le-a simțit pe toate astea alte la un loc. Deci este un parfum foarte interesant, un parfum de ținută casual, un parfum chiar și de office, dar slăbuți cu spreierea, lăsați-o mai moale, unul, maxim două jeturi dacă folosiți în astfel de ocazii. Este un parfum de zi cu zi și, bineînțeles, un parfum recomandabil pe vreme rece. Nu recomand purtarea pe vreme caldă a parfumurilor de acest gen, parfumuri fructate, alcoolice și lemnoase în același timp. Dar, în rest, excelent. L-am purtat și pe vreme rece, l-am purtat și pe vreme caldă. Mirosul este absolut deosebit. Cam astea ar fi, cum am spus, sunt 5, doar 5 și mai mult nu-mi trebuie. Aștept să apară la comercializare Pure Tonka. Să pun mâna și pe el, să văd dacă își merită hype-ul de care are parte. Pentru că mai nou ăsta este cel mai mult lăudat și mult promovat parfum din gama Amen pe tot internetul. Și bineînțeles că sunt curios. Nu că aș fi o mare fan Thierry Mugler, însă dețin deja 5 parfumuri din gama Amen și de unele sunt foarte mulțumit. Astea două în principal sunt absolut senzaționale și aș recomanda un mic experiment pe care eu l-am făcut. Folosiți Pure Malt și Pure Wood în același timp. O să rămâneți absolut muți de uimire de rezultatul dintre combinația acestor două parfumuri. Astea două le folosesc cel mai mult pentru că îmi plac cel mai mult, sunt mai pe gustul meu. Ăsta l-aș folosi într-o veselie și într-o prostie, dar mă irită faptul că nu proiectează și că este un parfum de piele, iar mie nu-mi plac parfumurile de piele. Ăsta miroase super, super, super fine pentru un fresh, pentru un citric, dar are aceeași notă de amărui, de tar prezentă în el, cum îl are și originalul Angel Man, și asta mă face să-l port mai rar. Iar ăsta îl port cel mai puțin, cel mai rar. Este foarte, foarte puternic, este foarte necăcios, este foarte pugnant, este Angel Man. Asta e, mersi de vizualizare.
Până data viitoare, toate cele bune. Pace vouă!